Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Mă gândeam la toți copiii care se vor despărți unii de ceilalți în perioada următoare, când încep să se ducă la liceu și se mută din clasele pe care, în care și-au făcut atâția prieteni. Mă rog, asta e, au fost examenele, s-au dat notele, s-au făcut ierarhiile, Ministerul Educației a bulibășit-o din nou, că a publicat pe un site, pe site-ul lor, nu? O stare de nervozitate generală. Da, au publicat, au încurcat ierarhizarea, s-au apucat să facă din nou, lumea este furioasă, se fac contestații, multe, se mai schimbă notele, da, e o perioadă dificilă. Trebuie mult pe să faci contestație. Serios. Da, trebuie, băi, ori încredere foarte mare în sine, ori nu mai ai nimic de pierdut. Astea sunt, din punctul meu de vedere, cele două situații în care faci contestație. Serios, eu am mai prins de asta. De ce nu faci contestație? Ai nebunit? Păi da, zi, exact, să las-o așa. Nu, să nu riscăm. Da. Lasă să nu enervăm. Știi, serios. Te gândești la asta. Bă, faci contestație înseamnă că enervezi. Adică, practic, le spui lor că n-ai încredere în ce au făcut ei. Exact. Adică profesorilor, știi? Și în cazul ăsta, nu mai bine stai cu minte. De ce, Dumnezeule, să-i provoci? Dar sunt cazuri în care elevii obțin note mai mari. Este un puști din Ploiești, de la școala Bertlo din Ploiești, luase 9,75 la română, a făcut contestație. Băi, nu poți să nu-i admiri încrederea în sine. A luat 10. Serios? Da. Bravo, domnule. Înseamnă că s-a bazat pe el. Să iei 9,75, să te duci, să faci contestație, frate, psihic de oțel. Asta sună într-un fel, da. Dacă nu știi ce se întâmplă cu adevărat zilele astea cu evaluarea națională și în general în ultimii ani. Ideea e că aceste 25 de sutimi fac o diferență uriașă în ierarhizare și atunci când e vorba de copii care vor să intre la licee de top, contează foarte mult. Eu cunosc o fetiță care a făcut contestație la 9,70. Acum. Și la 9,80. Iar aceste 10 sutimi au dus-o în top. Au propulsat-o vreo 200 de locuri, ceea ce încă o dată spun, faci. Ideea e că sunt extrem de multe note peste 9. Și atunci nouă ne sună, nouă generației noastre, când zici că ai luat 9 și 10, zici, mamă, bombă! Exact. Da, bune, petrecere. Ideea e că acum, cu o medie de 9 și 10 în București, ești cam pe loc cu 5.000 în ierarhie. Serios? Ceva de genul ăsta. Ceea ce te plasează la un liceu din linia a treia, nici măcar din linia a doua. Am văzut, acum nu știu, n-am putut să verific asta, dar mi-a trimis cineva zilele trecute în online subiectele de la mate pe care le dădeam noi în anii 80, și subiecte de la mate care se dau acum. Mi se pare că e oarecare diferență. Adică nu că am înțeles mare lucru nici atunci, nici acum, dar acum se scriu, adică e clar că sunt mult mai scurte și mai mici, ocupă mult mai puțin loc pe foaia respectivă. E scris și tu mai mare. Scriu și eu mai mare. Oricum, dacă aș fi luat 9,75, mă uitam toată ziua în oglindă la mine, jur. Asta zic, da, dar pentru copii de ăștia care vor să facă mare performanță, e complicată situația. Din păcate, sunt diferențe uneori foarte mari între nota inițială și nota ce vine după contestație, de 60 de sutimi, de 80 de sutimi și uneori și la matematică, ceea ce e cu atât mai înspăimântător, că hai să zici că la română cât de cât mai sunt lucruri interpretabile, deși baremurile astea noi de corectare și structura examenelor fac să nu prea mai fie loc de interpretări, știi? La capătul celălalt, adică la categoria nu mai am ce pierde. Așa. Avem cazul unui elev din comuna Aricești-Rahtivani din Brahova. Îmi place atât de mult cum se cheamă această comună. Aricești-Rahtivani. Foarte mult. Ce lui Jehova. Aricești-Rahtivănesc sunt. Deci în această comună Puștiu a fost notat inițial cu 2,20 la română. Săracu. S-a dus să facă contestație și i-au dat 2,10. Bă, ce cruzime! Ce cruzime! Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.